Stimați colegi, stimați urmăritori, dragi prieteni ai Institutului pentru Politici și Reforme Europene, suntem astăzi aici live cu un nou episod din seria de videoconferințe organizate de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene în cadrul proiectului EU Debates Cafe. Astăzi vă invităm la o videoconferință pe subiectul impactului COVID-19 asupra bunăstării migranților moldoveni și cum putem face față provocărilor actuale. Această videoconferință este organizată de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene în parteneriat cu Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova și cu suportul Fundației Hans Seidel. Este un eveniment prin care încercăm să aducem în discuție provocările, dar și principalele probleme de actualitate cu care se confruntă migranții din Republica Moldova în urma pandemiei de COVID-19, care a afectat mai multe regiuni din lume, inclusiv cele în care se află migranții noștri. Astăzi ne bucurăm să avem alături de noi mai mulți vorbitori care sunt activi în acest domeniu și care reprezintă diferite instituții din Republica Moldova, dar și internaționale, care activează în domeniul migrației. În primul rând, mă bucur să-l salut alături de noi pe domnul Lars Lombach, șeful misiunii Organizației pentru Migrație în Republica Moldova. Domnule Lombach, bine ați venit alături de noi. De asemenea, mă bucur să o salut alături de noi pe doamna Ana Gerganova. Doamna Ana Gerganova este șefa Direcției Politici Ocupaționale și de Reglementare a Migrației de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Tot astăzi o avem alături de noi pe doamna Raisa Dogaru, director Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În același timp, ne bucurăm să o salutăm pe doamna Nadejda Zubco, care este șefa adjunctă a Biroului Relației cu Diaspora, și doamna Dorina Roșca, președintea Institutului European pentru Studii de Dezvoltare. Înainte de a începe discuția propriu-zisă, aș dori să menționez că evenimentul de astăzi poate fi urmărit pe pagina prives.eu și pe pagina Institutului pentru Politici și Reforme Europene. De asemenea, pe prives.eu și pe pagina ei puteți adresa întrebări pentru vorbitorii noștri, care vor fi preluate și adresate acestora în a doua parte a discuției. Așadar, cred că este oportun să începem discuția de astăzi și aș dori să-l invit pe domnul Lars Lombach, șeful misiunii OIM în Republica Moldova, să ne prezinte principalele constatări și recomandări a studiului OIM despre impactul COVID-19 asupra bunăstării migranților moldoveni, care a fost publicat la începutul acestei luni. Domnule Lombach, vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. First of all, I'd like to thank the Institute for organizing this extremely timely seminar. Să mulțumesc Institutului pentru organizarea seminarului. M-au auzit bine? Cum am spus, vă mulțumim Institutului pentru Politici și Reforme Europene pentru organizarea acestui seminar. Abia aștept să discut noastră subiectele legate de migrație în contextul pandemiei COVID. Aș dori să fac o prezentare privind un studiu pe care OIM l-a pregătit, care oferă o analiză rapidă a ce vedem în teren. A făcut un sondaj în rândul diasporei moldovenești pentru a înțelege situația lor acum, care sunt planurile de mai departe. Aș dori, de asemenea, în a doua parte a intervenției, să menționez câteva puncte cheie dintr-un document de politici elaborat de OIM,
care privește modul cum organizația vede chestiunea migrației la nivel global și cum migrația va fi influențată de COVID. Pentru Moldova, desigur, chestiunea migrației a fost întotdeauna de importanță enormă. Chiar din momentul independenței Republicii Moldova am văzut valori migraționiste care au avut un impact mare socioeconomic, din vedere demografic. Acest sondaj pe care o voi prezenta imediat într-un minut, ceea ce arată acest sondaj, migrația a fost practic răsturnată din cauza COVID-ului. În mod natural avem restricții enorme care au fost instituite. Libertatea mișcării în zona Schengen a suferit un colaps imediat când a început pandemia. Și guvernele au încercat să-și protejeze cetățenii cu un impact mare asupra migrației din Moldova. Primul lucru care l-am văzut în martie, am văzut o revenire de aproximativ 55.000 de moldoveni până la instituirea de restricții. Deci a însemnat că un alt grup mare de poate 300.000 de moldoveni care erau în vestul Europei, care rămăseseră în Federația Rusă, în Israel, care au fost capturați în situația de a rămâne acolo. Și anume pe acești oameni am încercat să-i consultăm prin această cercetare. Imediat voi iniția o prezentare PowerPoint. Sper că o puteți vedea. Mai întâi aș dori să prezint metodologia cercetării. A fost executată în perioada unei luni, între 17 aprilie și 17 mai. A fost efectuată în 10 țări, în special UE, dar și Federația Rusă, Israelul și Marea Britanie. Ce general, aceste țări includ cam 80% din numărul total de afgane, deci este cumva reprezentativă. Veți vedea, deci vedeți numărul chestionarelor și răspândiților, de aproape 1200, dar și mai importante, am avut organizate interviuri aprofundate cu liderii diasporei și focus grupuri. 58% respondenți sunt bărbați, 62% femei, grupuri de vârstă sunt destul de diverse. În special vârsta aptă de muncă. Partea leului dintre migranți au raportat că au fost afectați de către criza COVID. Și în ce mod au fost afectați? Un număr mare și-au pierdut locurile de muncă sau le-au fost suspendate. Mulți în țările de destinație, unde ratele de șomaj au crescut, dar migranții au fost afectați pentru că sunt în munci foarte precare, de termen scurt, sau în sectoare care au fost foarte afectate de COVID. Din perspectiva economică, oamenii au raportat o scădere semnificativă a veniturilor. Din perspectiva socială, o cotă importantă și-au pierdut locuințele, nu puteau plăti ipotecile sau chiriile, și din perspectivă socială, oamenii au merit într-o situație dificilă. De asemenea, un impact pentru Moldova foarte mare
legat de remitențe. 80% din respondenți au raportat scădere de remitențe, din care 19% au raportat o scădere remitențelor cu peste 70%, este o scădere semnificativă. Iar 41% au raportat că au încetat a remite în general. Deci oamenii nu mai pot remite atât de mult cât permiteau în trecut. O paranteză. Banca Mondială încă nu a reușit să vadă scăderea asta în statistici deocamdată, dar statisticile lor, din câte se știe, vin cu o anumită întârziere de vreo 2 luni. Și noi creștem. În următoarele rapoarte Băncii Mondiale vom vedea cum aceste cifre raportate de migranți vor fi prezentate și în statistici. Un alt subiect important pentru Moldova ține de următorul subiect care ne-a surprins așa rezultate. Un număr mare de migranți intenționează să revină în Moldova. Și 30% vor să revină, din care 2-3 vor să revină cât de repede posibil în Moldova, din moment ce restricțiile de călătorie vor fi ridicate. 67% ar intenționa să revină cât de curând. Și interesant spun că mulți revin aici să rămână, 32%. Să rămână în Moldova. Ar fi bine de văzut în detaliu. Un grup pentru a putea dezvolta programe legate de acces la joburi. Pe de altă parte, 21% de migranți ar intenționa să plece iar pentru a obține venituri prin și ar dori să plece imediat ce va fi fezabil. Deci, care este noua normă legată de migrație, noua normalitate? La sfârșitul prezentării mele, aș dori să menționez câteva chestiuni legate de modul cum să abordăm această situație nouă. Fie cei care încetează a remite sau care vor să revină de votare. 9% din cei reveniți vor avea nevoie de suport social. E o cifră destul de mică care ar avea nevoie de suport, de ajutor social. Dar un impact social mai mare, mai semnificativ, va strânge asupra familiilor care primesc remitențe. Număr mare de gospodării, cam 38.000 de gospodării ar cădea sub limita sărăciei, dacă nu ar primi remitențe. Și vedeți că ajutorul social în prezent oferă suport în număr de 15.000 de gospodării. Deci sunt și cifre importante pentru a înțelege impactul acestei scăderi a remitenților. În următorul slide legat de abordări vizează susținerea reimigrării în condiții de siguranță și reglementate. 28% ar dori să reimigreze imediat. Migrația până acum desigur avea loc spontan, pentru că erau oportunități, dar există și actori de rea credință care nu erau preocupați de siguranța și drepturile migranților. Și pentru mulți, migrația era o experiență periculoasă. Și să analizăm cum migrația va avea loc în condițiile pandemiei și post-pandemiei. Partea pozitivă a lucrurilor e important de a valorifica potențialul celor reveniți de peste hotare. 39% din cei reveniți vor aduce competențe
chiar și investiții, 26% investiții financiare. Și dacă am comparat cu programele actuale a agenției Anno Femeului, probabil ele ar trebui să se dubleze pentru a susține pe toți cei care au nevoie de suport. Sau programe de genul pare una plus una, n-ar fi suficientă, ținând cont de numărul mare de oameni reveniți și care ar fi în stare și dori să investească. Acestea sunt câteva chestiuni pe care aș dori să le menționez legat de abordări. Și acum, foarte rapid, voi menționa două chestiuni. Cum OIM vede mobilitate umană cross-frontalieră acum, în contextul COVID, dar și post-COVID. OIM recent a emis o notă de politici pe fine asta. Primul lucru, dinamica migrațională va rămâne puternică pentru țări precum Moldova, dar nu vom mai vedea rate ale a mobilității ca cea de până la pandemie. E important să menționăm asta. Un lucru pe care îl vedem este vedea mai multe valuri când va veni, va fi implementată imunizarea la capitolul unor grupuri mari de populație. Și după ce aceste restricții sunt eliminate, ar urma valuri noi de epidemie care ar avea un impact asupra tipului de restricții și a modului cum migrația va avea loc. E un moment important de natură generală. Al doilea element, mobilitatea umană va avea loc în condiții diferite decât cele de astăzi. Ați auzit că unele state deja au instituit înțelegeri reciproce legate de modul cum mobilitatea trebuie să aibă loc. Înțelegere între țările de destinație și de origine. Există și acorduri preexistente, de exemplu, între Moldova și UE, care vor avea impact major. Acestea sunt mecanisme care trebuie analizate și reinstituite în cadrul noii paradigme. Și ultimul element care vreau să menționez este că, după cum cunoaștem, este o tensiune mare între măsurile restrictive pentru a diminua efectul COVID și a menține creșterea economică. Pentru Moldova, migrația și stația economică merg mână-mână. Și atât de ce evaluarea noastră este că politica migrațională trebuie să fie integrată și mai eficient în abordarea transversală a migrației la nivelul întregului guvern. Vom avea o mobilitate. Va trebui să implementăm protocoale legate de sănătate și mobilitate. Lucrăm împreună cu Poliția de Frontieră pentru implementarea unor standarde noi de sănătate la trecerea frontierei, dar acestea vor trebui complementate de discuții cu statele de destinație pentru a convine aranjamente, acorduri bilaterale, multilaterale, legate de standarde în domeniul sănătății. Sunt cruciale. Renunțând la regimurile actuale liberalizate de mișcare, s-ar putea să fie implementată, am putea vedea cote numerice convenite pe piețele de muncă.
pentru a satisface credințele. Poate și lucruri bune se vor întâmpla. Migrația va deveni una mai sigură, mai ordonată. Deci nu este vorba doar de un impact negativ, ci migrația ar putea avea loc în condiții mai eficiente. De asemenea, diaspora în sine nu a fost atât de mult valorizată. Vorbim de aproape 3.000 din cetățenii Moldovei. Iată de ce integrarea socioeconomică democratică a diasporei devine importantă, transferul de competențe, drepturi, oportunități de investiții. Și UIM rămâne interesat de a oferi suport. Vă mulțumesc pentru atenție. Și aici o mică notă. UIM va lucra cu o altă cercetare în țară pentru a analiza statutul persoanelor care au revenit deja și a vedea impactul asupra gospodăriilor, găsirea locurilor de muncă aici, cum scăderea emitenților a influențat gospodăriile și societatea. Mai multă informație va fi oferită pe finalul începutării acestui studiu. Vă mulțumesc pentru atenție. Aștept discuția cu mare interes. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru această prezentare și pentru constatările care sunt într-adevăr foarte interesante pentru publicul larg și importante pentru autorități, în primul rând, ca să vadă care este situația legată de migranții moldoveni. În acest context, cred că ar fi util să auzim din partea doamnei Ana Gherganova, care este situația la moment cu regimul de mobilitate, atât în rândul persoanelor care pleacă spre țările spațiului european și nu numai, dar și acelor care s-au întors în ultimele 4 luni în Republica Moldova și care sunt provocările care se atestă la această oră pe această dimensiune. Statisticile Republicii Moldova deocamdată nu vorbesc despre un impact major asupra pieței muncii. Eu vorbesc de indicatorii principale despre ocupare forței de muncă și piața muncii pe primul trimestru. Noi ne dăm seama că impactul acestei crize încă urmează să-l resimțim mai puternic, mai ales către sfârșitul anului. Am realizat ca și minister careva prognoze ce țin de impactul crizei provocată de pandemia asupra pieței muncii și vreau să vă spun că ne așteptăm la o scădere cu 10% a ratei de ocupare în Republica Moldova și a numărului populației ocupate și totodată creșterea cel puțin cu 11% a populației inactive. Și noi presupunem că aceste 11% populației inactive vor crește în mod special din contul celor care vor reveni de psihotare, dar și din contul, inclusiv și din contul persoanelor care sunt astăzi în Republica Moldova și au pierdut locul de muncă. Deci astea sunt așa cele mai majore prognoze care noi le-am realizat de comun cu Ministerul Economiei, și am fost susținut în acest exercițiu de către GIZ, dar a lucrat la această prognoză Expert Group, este o organizație independentă. Noi deja observăm scădere, va interveni probabil și doamna Dogaru, deja vedem astăzi scăderea numărului locurilor vacante care sunt gestionate de către agenție pentru ocupare forță de muncă și creșterea, așa să zic, nu poate dublare, dar așa creștere continuă a numărului de șomeri, iarăși înregistrați la locurile. Deci toate acestea vorbesc despre fapt că impactul COVID-ului asupra pieței muncii de-abia se începe a se resimți în Republica Moldova și va spori, cred că, către sfârșitul de anului mult mai mult, astfel că ne așteptăm la o dublare a ratei șomajului în Republica Moldova.
Și eu cred că răspunsul la această situație trebuie privit în complex, pentru că migranții, chiar dacă și vor reveni în Republica Moldova, spre lor se vor aplica tot aceleași măsuri ca și celorlalți persoane din Republica Moldova. Deci, cu mici excepții, poate, în special ce ține de sporirea gradului de informare acestora despre oportunitățile de piață muncii, poate oportunități de afacere și așa mai departe. Dacă mă să răspund la întrebarea dumneavoastră, nu cred că aș fi capabilă să vă dau un răspuns exact privire la mobilitate și restricțiile. Știți, fiecare stat membru a Uniunii Europene își stabilește regulile proprii. Și aceste reguli, din câte eu cunosc, sunt deci stabilite în dependență de situație epidemiologică în fiecare țară, cel puțin noi așa dispunem de aceste informații. Eu nu cred că Republica Moldova putea influența la decizie unor anumite state cât de repede să-și scoată restricțiile cu privire la cetățenii Republicii Moldova sau să nu le scoată. Deci ceea ce noi trebuie să ne focusăm în țara noastră mai repede, să diminuăm consecințele negative a pandemiei atât asupra sistemului de sănătate și asupra economiei în prioritar și asupra pieței muncii. Eu am studiat foarte atent studiul chiar astăzi care l-au făcut colegii de la OIME. Și eu cred că dacă să vorbim măsurile, cum să răspundem la provocările cu care se confruntă migranții noștri psihotari, eu cred că aici noi trebuie să pornim în primul rând de la necesitățile și acestor migranți, da, și opțiunile, nu opțiunile, dar deci părerea sau dorințele lor, sau deciziile mai bine zis a lor, cum vor proceda în situații de criză. Astfel, în studiu noi vedem că 50% din cei migranți care au fost chestionați, deci nu planifică să se reîntoarcă în Republica Moldova, deci pentru aceste categorii avem nevoie de un fel de măsuri. Și în mod special aici grup țintă ar fi pentru măsurile sunt cei care sunt ilegal, lucrează psihotari, deci fără un contract de muncă. Și aici vorbim în mod special despre cetățenii cu pașport biometric care lucrează psihotari, pentru că aceste persoane anume nu au un contract de muncă și lucrează ilegal. Deci anume aceste persoane și sunt afectate cel mai mult, anume și aceste persoane se întorc în Republica Moldova și despre acest lucru vorbesc deja foarte mult studii. Și acum cealaltă parte a migranților, cele 30% din migranți care au menționat că vor să se reîntoarcă în Republica Moldova, deci pentru acest grup de migranți sunt necesare alte măsuri. Deci aici noi trebuie să separăm măsurile, intervențiile care noi le implementăm și urmează să le implementăm. Acest grup de 30% care vor să revină, deci în primul rând aceștia necesită de măsuri de reintegrare aici la noi în Republica Moldova. Dacă e la general să vorbesc, asta în primul rând este informare iarăși cu privire la oportunitățile de ocupare, opțiuni de creare de afaceri, de crearea propriilor afaceri, recunoașterea competențelor care le dețin aceste persoane revenite de peste hotare, cursuri de formare, de recalificare pentru dânsii cu scop de a se reintegra ulterior pe piața muncii, și, desigur, colaborare la nivel local, cu autoritățile publice locale acestor persoane. Pentru că eu iarăși reiez din studiul care l-am examinat, este așa era așa un segment din studiu, era că foarte mulți migranți au menționat că decizia lor de se reîntoarce depinde foarte mult de existența locurilor de muncă decente și salariilor decente, care să le asigură un nivel de trai decent. Deci aici iarăși apare întrebare și iarăși revenim la măsură care îmi zic că, în primul rând, aceste categorii de persoane trebuie implicate în instruire, pentru că aceste locuri de muncă tot trebuie create de persoane, de oameni, deci statul suntem noi toți.
Și aceste persoane, dacă revin cu experiențe noi, ele trebuie valorificate, deci este un focus. Acum, când ziceam de colaborare cu autoritățile publice locale, foarte des în studiu am văzut că mulți din migranți își cheltuie banii câștigați pentru a amenaja locuință, pentru a-și crea condiții în casă. Și un exemplu era că pentru a-și crea liceu și baie în casă, da? Asta presupune că va crea o canalizare în casă, dar în sat nu există canalizație, de exemplu. Deci asta este un exemplu că problema trebuie abordată în complex cu autoritățile publice locale. Deci colaborarea aceea la nivel local cu migranții reveniți, cu diaspora și așa mai departe. Deci eu consider că măsurile de adresare a provocărilor cu care se confruntă migranții trebuie țintit separat pe cei care rămân, au decis să rămână acolo și cei care doresc să se întoarcă în Republica Moldova. Cei care sunt acolo, așa apare întrebare, cu ce chiar am putea să le ajutăm? Eu cred că aici urmează a fi sporite măsurile de informare cu privire la modalitățile de angajare legală psihotare, pentru că și cu măsurile de protecție adresate cetățenilor noștri, că cei care să înțeleagă și înțeleg, dar să deci caut să opteze pentru un contract oficial de muncă, pentru că iar și în acest studiu mă uit că, de exemplu, era dată așa o informație scurtă în studiu, că în Italia guvernul a susținut aproape toți cetățenii cu financiar, dar din toate măsurile de protecție au fost excluse badantele, deci femeile din Republica Moldova, ca exemplu. Deci dacă persoanele, vorbim de măsurile de susținere a persoanelor care rămân acolo, eu consider că informare și mai bună cu privire la oportunitățile legale de angajare. Trebuie să recunoaștem fapt că nu putem neaștepta că toată lumea se întoarcă, atât timp economia Republicii Moldova nu generează locuri de muncă competitive la nivelul țărilor unde lucrează cetățenii noștri, oamenii aceștia nu se vor întoarce. Eu cred că noi toți înțelegem acest lucru. Deci, nouă cei ce ne rămâne să le asigurăm un nivel adecvat de informare, cum să lucreze legal, cum să-și apere drepturile pentru cei care nu doresc să întoarcă, cei care revin, deci măsuri de reintegrare. Dar iarăși, în complex, cu măsuri economice în genere de redresare a economiei, pentru că noi nu putem asigura reintegrare celor migranților revenit, atât timp cât la nivelul economiei naționale și pentru restul nu se creează oportunități de ocupare, nu se creează locuri de muncă și așa mai departe. Deci toată problema aceasta de reintegrare a cetățenilor reveniți trebuie abordată în complet, cu măsuri de redresare și de micșorare a consecințelor negative a crizei provocate de pandemie COVID-19. Doamna Gheorganova, vă mulțumesc mult pentru intervenție și noi o să revenim la discuția legată de cum am putea să răspundem la un număr în creștere a persoanelor, a migranților moldoveni care se întorc acasă, dar și ce acțiuni de suport sunt necesare pentru cei care vor rămâne în afara țării în contextul acestei crize. Profit de această ocazie și aș dori să îi ofer cuvântul doamnei Nadejda Zubko și să o rog să menționeze din comunicarea cu asociațiile din diasporă, care au fost aspectele cheie sau problemele aduse pe agendă de către asociații din discuțiile cu migranții moldoveni aflați peste hotarele țării și ce acțiuni a întreprins Biroul Relații cu Diaspora în această perioadă pentru a ameliora situația acestora. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua, stimați colegi, excelență! Voi începe intervenția mea, în primul rând, cu un mesaj de mulțumire pentru organizarea acestei dezbateri, care, în viziunea Biroului Relații cu Diaspora, reprezintă un exercițiu care pune în valoare tematica impactul COVID-19 asupra bunăstării migranților moldoveni.
fapt care de fapt și reprezintă un dialog constructiv, comun în vederea, în combaterea acestei pandemii, care vine cu urmări devastatoare nu numai la sub aspect medical, ci aduce și urmări sociale, economice, politice la nivel mondial. Suntem în faza în care încă nu putem discuta despre impact, ca fiind unul la timpul trecut, dar suntem în momentul perfect de a revedea activitățile sub acest aspect. Autoritățile publice locale sunt puse în situația de a reconceptualiza prioritățile aprobate la început de an, respectiv și noi ca entitate în cadrul Cancelarei de Stat, suntem în proces de regândire a unor noi obiective, reieșind din circumstanțele existente. Acest proces, de fapt, după cum se vede, este unul continuu și nu pot să nu remarc aici, de fapt, ce am început noi. Am început cu întruniri virtuale, ședințe de lucru cu partenerii noștri strategici, care ne-au oferit ghidare în acest sens. Nu pot să nu remarc aici evaluarea rapidă a Organizației Internaționale pentru Migrație, privind impactul COVID asupra bunăstării migranților moldoveni, prezentat de antevorbitorul meu, excelența Salas, un produs realizat destul de rapid, care scoate în evidență categoriile de vulnerabilități a migranților, necesitățile și așteptările acestora, fapt ce ne permite nouă autorităților publice locale să avem un tablou real asupra etapei în care ne aflăm. Totodată ne oferă careva pârghii în stabilirea unor noi obiective focusate pe necesitățile migranților. Nu scot în evidență faptul că colegii noștri de la Organizația Internațională pentru Migrație, în proces de lucru, ne-au ușurat esențial activitatea, prezentându-ne preliminar o parte din necesitățile identificate în procesul de colectare acestor date. Astfel, noi am înțeles că un prim pas pe care trebuie să-l parcurgem este informarea diasporei, fortificarea procesului de informare. Deci ne-am mobilizat în grupurile Facebook. La moment suntem membri în circa 600 de grupuri de moldoveni peste hotare. Din aceste 600 de grupuri, jumătate de grupuri sunt grupuri active, grupuri în care diaspora noastră solicită suport de la conaționalii noștri, suport legat de modalitate de revenire, contractarea ambasadelor și alte întrebări la care Biroul Relații cu Diaspora a oferit răspuns. Tot aici biroul a fortificat pagina de adnăclasnici, astfel încât, începând cu această perioadă, toată informația care este postată pe această pagină este doar în limba rusă, respectiv a fost ajustată și pagina oficială a Biroului Relații cu Diaspora. Urmare la acest exercițiu, noi am identificat persoane noi, lideri de comunități care au contribuit direct în procesul nostru de informare. Cu asta am început și ulterior, Organizația Internațională pentru Migrație a arătat de fapt că majoritatea, studiul elaborat de ei a arătat că majoritatea respondenților care și-au manifestat interes de a reveni au indicat asupra faptului că, că în procesul de revenire vor avea nevoie de suportul Republicii Moldova pentru reintegrare socială, profesională, inclusiv acces la servicii orientate în carieră, suport financiar, consultanță în deschiderea sau relansarea propriei afaceri,
cursuri de recalificare, ajutor financiar, umanitar, logistic pentru primele luni de aflare în Republica Moldova. Ceea ce, de fapt, noi înțelegem că urmează un proces destul de dificil, prioritate pentru anul, următoarea perioadă a anului 2020 rămâne elaborarea unui nou document, suport, pentru anume această categorie de cetățeni care își propun să revină acasă. Totodată au fost regândite toate programele organizate de birou, fiind identificată o nouă modalitate de organizare, cea online. Primul program organizat în această perioadă de pandemie a fost programul Guvernul Mai Aproape de Tine, care pentru după prima ediție s-a dovedit a fi o modalitate eficientă de dialog între diaspora și guvern. Cu susținerea diasporei am identificat tematica acestei sesiuni online, care era acordurile internaționale în domeniul securității sociale, încheiate cu Republica Moldova, precum și implementarea acestora din perspectiva serviciilor pe care le oferă. La eveniment a fost prezent reprezentantul CNAS-ului, care la rândul său a răspuns la mai multe întrebări legate de aspectele practice ale avantajelor care oferă aceste acorduri, implementarea lor și alte întrebări ce țin de acest domeniu. Dacă îți fac o mică precizare, la eveniment la această sesiune au participat reprezentanți din diaspora noastră din mai multe state, vorbesc de Turcia, Italia, Federația Rusă, Israel, Germania, Belgia, Cipru, Polonia, Austria, Kazahstan și Marea Britanie. Un alt program regândit în această perioadă este Diaspora Engagement Hub, program de granturi tematice destinate cetățenilor noștri aflați peste hotare, implementat cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, care mai nou poate fi implementat la distanță prin utilizarea mai multor platforme online. Una din cele mai mari realizări pe care le are biroul în această perioadă este programul Diaspora Engagement Hub, programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1+3, care vine drept soluție anticriză pentru autoritatea publică locală și are drept obiectiv mobilizarea potențialului uman, financiar al diasporii prin programe de dezvoltare socioeconomică locală. Pentru anul 2020 au fost selectate pentru finanțare 42 de proiecte autorității publice locale care vizează domenii ce țin de iluminat stradal, reparația drumurilor, managementul deșeurilor, infrastructură pietonală, izolare termică, asigurare cu apă și canalizare, infrastructură, recreere și sport și reparația obiectelor culturale. A fost reconceptualizat și programul DOR și zilele diasporii, DOR, care este un program destinat tinerilor din diasporă, care oferă posibilitatea copiilor cu vârstă de 12-17 ani de a beneficia de valorile culturale ale Republicii Moldova în Republica Moldova. Anul acesta programul va avea loc online, având drept slogan un alt fel de DOR la distanță, dar totuși împreună. Pentru prima dată cu această ediție au fost acceptați toți aplicanții la program și ca de fiecare dată biroul
garantează un program bun, un ecou, continuu după finisarea acestuia. La fel și zile diaspore, ne propunem să le organizăm online, deja există un concept de organizare. În scurt timp vor fi publicate și agendele acestor două programe care se vor desfășura în luna august, dar nu înainte de a face o analiză a ofertelor de tematici prezentate de către diasporă. Probabil că voi finaliza aici, dar precizând faptul că, de fapt, prioritățile, identificarea noilor priorități rămâne a fi un proces continuu pentru anul 2020, pentru că ecoul produs de pandemie urmează a fi resimțit încă în timp încerc să vin și cu un mesaj de mulțumire partenerilor noștri de dezvoltare, care sunt alături de autoritățile publice locale în personal de către birou în aceste momente dificile și vorbesc aici de Agenția Elvețeană pentru Dezvoltare și Cooperare prin programul comun Middle, PNUD Middle și nu în ultimul caz Organizația Internațională pentru Migrație care a fost alături de noi pe toată această perioadă. Sunt gata să răspund la întrebări și să particip la dezbatere în situația în care se dorește afla mai multe detalii despre programele desfășurate de birou în această perioadă. Vă mulțumesc mult! Doamna Zubcov, vă mulțumim și noi și cred că ar fi oportun să abordăm și situația migranților care s-au reîntors în Republica Moldova ultimele 4 luni și jumătate. Și pe această cale aș dori să mă întreb pe doamna Raisa Dogaru, director la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care este numărul estimativ al migranților reveniți în Republica Moldova în ultimele 4 luni și jumătate, pentru că noi am auzit diferite cifre care au circulat în spațiu public. Și ce acțiuni de asistență sau încadrare în câmpul muncii au fost implementate de către ANOFM în această perioadă de 4 luni și jumătate de la debutul crizei COVID-19? Vă rog să porniți microfonul ca să vă auzim. Bună ziua! Bună ziua tuturor participanților! Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în primele 6 luni ale anului a înregistrat un număr de peste 900 de migranți care s-au reîntors. Acest număr nu este atât de mare, după cum s-a vorbit că au venit peste 55.000 de migranți, nu toți au apelat la serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Vreau să spun că din aceste persoane care s-au adresat, peste 100 de persoane au fost susținute la plasarea în câmpul muncii, adică și-au găsit un loc de muncă în această perioadă care a fost destul de complicată atunci când s-a contractat piața muncii și a fost foarte dificil de conlucrat chiar și cu angajatorii în această perioadă. Vreau să spun care sunt caracteristicile celor care s-au adresat la serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Aș menționa că 62% din persoane au fost bărbații și 38% femeile. Vedem că s-au întors bărbați care au ocupat locuri de muncă peste hotare poate mai plătite ca în comparație cu femeile. De asemenea, vreau să spun că 43% din toți migranții au fost în vârstă de 35-49 de ani, într-o vârstă foarte activă pe piața muncii. Avem și un număr destul de mare a migranților care au vârsta peste 50 plus, 50 de ani și mai mult, adică care
au și probleme de sănătate, probleme, diverse probleme sociale. Conform studiilor, 54% sunt persoanele care nu au o profesie, dar desigur că aici nu aș putea spune că nu au o profesie, fiindcă ei peste hotare au lucrat într-un domeniu anumit, dar urmează a fi certificată calificarea căpătată în condiții non-formale. De asemenea, un potențial al migranților este că 45% sunt migranți care au profesii și care ar putea fi valorificați în anumite domenii, inclusiv anume în domeniile care necesită forță de muncă pe piața muncii din Republica Moldova. În comparație, cei mai mulți migranți au venit din Rusia, 26%, Germania 14%, Italia 13%, dar avem migranți care au venit din majoritatea țărilor unde sunt plecați migranți, adică într-un număr mai mic, dar vreau să spun că este o diversitate a țărilor, anume de unde au venit migranții. După medii, sunt migranți care au venit din mediul rural, 57% sunt din mediul rural și restul din mediul urban, este o cifră foarte mare care a venit și din mediul urban. Conform teritoriilor, cel mai mare număr este care a venit în UTAG, în UTAG Găuzia, Chișinău, Rușcani, Briceni și restul cam aproximativ din restul raioanelor. Printre problemele înaintate de către migranții care s-au adresat la serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, desigur, locuri de muncă, au solicitat locuri de muncă bine plătite. De asemenea, pe parcursul căutării locului de muncă au indicat circa 4% probleme de sănătate și probleme sociale. Adică vedem că sarcina Agenției Naționale revine ca noi să utilizăm, să valorificăm potențialul migranților întorși și în conformitate cu competențele pe care le dețin. Plus aceasta, trebuie să ținem cont de faptul că migranții au și anumite rezerve, mijloace financiare pentru a putea să-i canalizăm în direcția deschiderii afacerilor, mai ales că piața muncii s-a contractat, migranții din mediul rural este foarte greu să direcționăm spre mediul rural, unde locuri de muncă sunt mai puține și locuri de muncă sunt mai multe în mediul urban. Deci la această sarcină ne revine sarcina ca noi să analizăm individual fiecare migrant, să elaborăm un plan individual cu fiecare migrant și să identificăm acele oportunități pentru fiecare migrant în parte. Ce ține de ce putem noi face și care sunt serviciile și măsurile îndreptate spre migranți, revine din funcțiile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Agenția Națională are misiunea să crească posibilitățile persoanelor de a reveni pe piața muncii prin prestarea unui șir de servicii. În primul rând, să facem ca majoritatea migranților, inclusiv cei de psihotare, să promovăm mult mai intensiv informația despre piața muncii din Republica Moldova, să fortificăm informația prin diverse canale pe piața muncii pentru ca cei de psihotare care se află într-o dificultate, dar noi am văzut că studiul arată că multe persoane se gândesc să revină în Moldova, este bine să cunoască situația din Moldova. Prin promovarea site-ului ANUFM cu datele de contact ca să poată să pună o întrebare, prin promovarea portalului despre locurile de muncă
fiindcă sarcina Agenției Naționale este să identifice locurile de muncă care sunt vacante, condițiile de ocupare și să le facă publice pentru toți cetățenii, inclusiv pentru migranți. Și să facem așa ca competențele, sigur că va crește și competiția pe piața muncii, să facem cunoscute condițiile de ocupare a locurilor de muncă. De asemenea, să implicăm în migranții în diverse măsuri active pe piața muncii. Persoanele care nu au o profesie, să îi antrenăm în cursuri de formare profesională. Persoanele, spre aceste cursuri, noi îndreptăm persoanele care nu au un loc de muncă, nu au o profesie, dar se solicită profesie pe piața muncii în aceste profesii. Achităm gazda, transportul, o bursă se acordă fiecare persoane care se înmatriculează în aceste cursuri. De asemenea, se achită instruirea care se organizează cu instituțiile de învățământ prin achiziționarea acestor servicii. De asemenea, avem o măsură ca instruirea la locul de muncă. O bună parte din cei care nu au o profesie, dar care nu doresc să urmeze un curs de formare profesională, putem organiza instruirea la locul de muncă. Adică angajatorul îl învață la locul de muncă pe această persoană și plus el poate să rămână la acest angajator. De asemenea, mai avem o măsură activă în conformitate cu noua lege pe care o implementăm, este stagiul profesional. Acele persoane care au profesie, dar nu au reușit să aibă o experiență în această profesie, putem să, poate să beneficiază de aceasta, să urmeze un stagiu la o întreprindere. De asemenea, avem un șir de măsuri care subvenționează angajatorii pentru angajarea, pentru crearea locurilor de muncă, pentru angajarea diverselor grupuri vulnerabile pe piața muncii. Aici sunt, de exemplu, putem numi chiar persoanele 50+. Am văzut la început că este destul de mare numărul persoanelor care vin, care sunt din migranți și au o vârstă mai mare de 50 de ani. Iată, avem un program prin care subvenționăm angajatorii să angajeze categorii din diverse grupuri care întâmpină dificultăți pe piața muncii. Un alt program de care ar putea să beneficieze migranții este să deschidă o afacere și Agenția Națională poate să acopere 50% din cheltuielile pe care le va avea persoana. Și, iată, prin acest suport al statului, poate să ajute persoana ca să-și deschidă o afacere, inclusiv în mediul urban, în mediul rural, acolo unde este o necesitate pe piața muncii. De asemenea, aș menționa despre deschiderea afacerii atunci când angajatorii, persoanele trebuie să aibă și 50% suportul, contribuția proprie la deschiderea afacerii. Iată, cam în linii mari, vreau să spun că ANOFIME implementează o nouă lege care este, practicile bune sunt preluate din țările europene, internaționale și vom face așa ca să utilizăm, să valorificăm potențialul migranților prin antrenarea în diverse măsuri pe piața muncii. Sigur că este ca o provocare mare, este într-adevăr că piața muncii se contractează și va depinde foarte mult cât de se va dezvolta piața muncii, vor apărea locuri de muncă, fiindcă migranții totuși solicită locuri de muncă cu salarii mai mari. Și văd aici o conlucrare la nivel de patronate, de sindicate. Eu cred că trebuie să se dinamizeze, să se activizeze rolul, dialogul social între actori pentru a înțelege că noi putem să
Într-adevăr, putem să valorificăm potențialul migranților care au lucrat peste hotare, care au căpătat competențe într-un mediu competitiv și aceasta ar putea să fie un motor de dezvoltare a țării noastre prin introducerea tehnologiilor, a inovației în țara noastră în diverse domenii. Și eu cred că noi toți actorii trebuie să ne așezăm și să avem un dialog constructiv, chiar prin dezvoltarea diverselor parteneriate locale de ocupare, autoritățile publice locale, diverse organizații neguvernamentale, donatorii, prin care să direcționăm, iată, toate aceste eforturi și să valorificăm competențele, abilitățile migranților. Cam atât. Dacă sunt întrebări, eu sunt dispusă. Doamna Dogaru, vă mulțumesc mult pentru intervenție. Cu siguranță vom continua discuția pe acest subiect după ce încheiem intervențiile din prima parte a videoconferinței noastre. În ultimul rând, aș dori să îi ofer cuvântul și doamnei Dorina Roșca și aș dori ca împreună să abordăm și o altă problemă importantă în contextul actual, și anume impactul acestei crize asupra sectorului remitențelor din Republica Moldova, care acoperă circa 15-16% din produsul intern brut. Aici cred că este important să menționăm că remitențele sunt importante și pentru puterea de cumpărare a cetățenilor din Republica Moldova sau rezidenților din țară, și de aceea aș dori să vă întreb cum evaluați impactul acestei crize asupra sectorului remitențelor și care vor fi sau cum putem percepe consecințele acestei crize asupra situației populației rezidente din Republica Moldova. Vă mulțumesc mult, stimați colegi, vă salut pe toți și în primul rând vreau să le mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a participa la această dezbatere publică pe marginea unui subiect față de care eu personal am dezvoltat o anumită sensibilitate, mai ales că este vorba de un subiect pe care îl studiez de mai bine de 3 ani prin prisma imigranților în Franța și care a făcut obiectul câtorva articole și comunicări științifice în cadrul câtorva evenimente internaționale la Toronto, la Moscova, la Paris sau Porto Alegre. Deci, dumneavoastră îmi puneți o întrebare despre remitențe, eu am pregătit cu totul altceva, dar o să pot să vă vorbesc și despre remitențe, tocmai din cauza că am făcut o prezentare recent în cadrul unui seminar internațional franco-rus organizat de École des Hautes Études en Sciences Sociales în colaborare cu Academia de Științe din Moscova și unde tocmai am abordat problematica remitențelor și impactul acestora asupra economiei moldovenești în perioada pandemiei COVID-19. Dar înainte de aceasta aș vrea să vă vorbesc un pic și despre, să vă aduc și viziunea din cealaltă parte, de pe cealaltă parte a ecranului, despre cum se văd lucrurile aici printre migranți și care ar fi fragilitățile care ies în evidență atunci când vorbim despre migranții moldoveni. Deci, mie îmi place foarte mult un calificativ pe care Platon îl atribuia lui Socrate, spunând că acesta este un atopos, adică un individ fără loc, deplasat, inclasabil. Deci este exact ceea ce este un migrant și aceasta este o caracteristică foarte importantă, cred eu, care trebuie luată în cont atunci când gândim inclusiv politici publice pentru această populație
inclasabilă și, și deplasată. Pentru că migrantul nu e nici cetățean, nici străin, el nu este nici de această parte, nici de cealaltă parte. E un fel de, de prezență absentă, așa cum, cum îi plăcea unui sociolog francez, Abdelmalek Sayad, să spună, și este o prezență absentă atât în societatea de origine, cât și în, în societatea de, de destinație. Și prin faptul că este o prezență absentă, migrantul este purtător de, purtătorul unui volum important de resurse pentru dezvoltare în sens larg și tocmai pentru dezvoltarea ambelor societăți care îl, care îl definesc. Și aici vreau să ajung la, la a centra discursul meu pe o, pe o anumită categorie de migranți, pentru că noi totuși avem de multe ori tendința să vorbim de diaspora în sens larg, ori diaspora nu este deloc omogenă, este, este o masă destul de heterogenă și așa cum foarte corect remarca adineaur doamna Gherganova, avem categorii de migranți, unii care doresc să se întoarcă, alții care nu doresc să se întoarcă, unii care lucrează cu, cu contracte de muncă perene, alții care lucrează la negru, alții care lucrează cu contracte de muncă destul de precare. Iar deci, practic, ceea ce vreau eu să spun e că în această masă pe care noi avem tendința să o considerăm omogenă, găsim tot felul de grupuri care face că, de fapt, diaspora este foarte heterogenă și atunci politicile publice, cred eu, ar trebui gândite în așa fel încât ele să vizeze anumite categorii de migranți din cadrul acestei, acestui grup larg pe care noi îl numim diaspora. Pentru că ceea ce vom gândi pentru migrația circulară și ăsta va fi punctul pe care voi, voi insista în, în discursul meu. Deci, dacă e să vorbim de, 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 de migrația circulară, atunci indivizii afectați de acest tip de migrație vor fi sensibili la un anumit tip de politici publice, la care probabil nu voi fi eu sensibilă, care m-am instalat de acum 15 ani în Franța și tangențele mele cu Republica Moldova sunt mai degrabă de ordinul dragostei platonice decât, decât unele care ar, ar caracteriza o circulație de tip, o migrație, pardon, de tip, de tip circular. Dincolo de, de problemele și dramele pe care le-a generat criza actuală, eu cred că pandemia COVID-19 ne permite să tragem niște învățăminte și chiar ne creează oportunitatea, așa cum este caracteristic oricărui moment de mare conjunctură, cum ar fi, de exemplu, bine, e un exemplu nefericit, dar cum ar fi războaiele, da? Să creăm noi instituții. Deci acum avem oportunitatea să gândim ceva nou și să, să inventăm, să lăsăm frâu liber imaginației pentru a, a crea noi instituții care să vină să răspundă acestor probleme pe care, iată, tocmai prezenta criză ne permite să le scoatem în evidență. Și prezenta criză, dacă e să vorbim de problematica migrației, prezenta criză scoate în evidență faptul că noi, în cadrul grupului larg de, de diasporă, îi avem pe acești migranți circulari, care sunt, de fapt, categoria cea mai fragilă din, din acest grup. De fapt, acum, criza actuală
a făcut să fie vizibil invizibilul, pentru că ei erau cumva înghițiți de această masă mare pe care noi o numim diasporă și acum ne pomenim că de fapt stați să vedeți că în diasporă avem oameni care se descurcă foarte bine și care pot beneficia de protecția altor state și avem niște indivizi care pendulează între o țară și alta și nu au loc nici în una și nici în alta. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că asta ar trebui să ne incite să gândim niște politici coerente cu aceste realități și care să fie axate în mod particular pe migranții circulari, care sunt și purtători, cred că sunt cei mai importanți purtători de resurse, resurse atât financiare, cât și resurse sociale sau alt tip de resurse caracteristice fenomenului migrației. Deci, eu cred că anume migranții circulari au fost cei mai afectați de criza sanitară actuală și din discuțiile pe care le-am purtat eu cu diferite persoane, deduc că această și de fapt și studiul UIM-ului arată această chestie, anume, această categorie de migranți s-a pomenit cumva blocată atât acasă cât și în țara gazdă. Deci acasă aceștia s-au trezit fără o sursă de venit, fără protecție, fără posibilitatea de a pleca, iar în țara gazdă mulți dintre ei au fost lipsiți de protecția de care s-au bucurat alte categorii de migranți, cum ar fi, de exemplu, cei naturalizați sau cei cu contracte de muncă perene sau cei care au acces la servicii medicale, la protecție socială, etc. Din mărturiile unor conaționali stabiliți aici în Franța, dar și în Italia, așa cum am mai văzut pe unele rețele de socializare, mulți dintre acești migranți au rămas fără joburi, deoarece fie ei lucrează la negru, fie au contracte precare de muncă, unii rămânând chiar și fără case și fără niciun fel de sursă de venit. Sau cum îmi explica un migrant de aici, din Franța, îmi zicea, la începutul lunii martie toată lumea a trimis banii acasă, după care s-a pomenit că totul se închide și a rămas pe drumuri și fără casă și fără bani și fără job. Deci asta ar fi, anume această categorie de migranți ar merita, cred eu, o atenție deosebită din partea tuturor actorilor preocupați de politica, de problematica migrației, fie că e vorba de autoritățile publice locale sau centrale, de partenerii de dezvoltare, de mediul academic sau de ONG-uri. Iar atunci când zic o atenție specială, mă refer anume la angajarea unor reflecții concertate între acești actori, reflecții asupra unor politici, asupra unor politici publice, dacă vreți, destinate anume aceste categorii de migranți. Și este important, cred eu, ca aceste politici să fie adaptate condiției lor, care este diferită de cea a celorlalte categorii. Iar pentru că am atins subiectul politicilor publice, cred că trebuie să avem în vedere aici două dimensiuni. Una cu caracter socio-uman și pe termen scurt,
care poate fi văzută mai curând, dacă vreți, ca morfina necesară calmării durerii, da? Pentru că acum avem o problemă și ea ne doare și trebuie să facem ceva ca să calmăm această durere, iar alta cu caracter socioeconomic pe termen lung, care ar trebui să constituie protocolul de tratare a bolii care ne provoacă această durere. Cea pe termen scurt, deci ne pune în fața unui imperativ de asigurare, de securitate economică, psihosocială, de sănătate a acestei populații, care existență socioeconomică se definește prin în actul circulației propriu-zise. Ori circulația a fost frânată sau temporar stopată de pandemia COVID-19, ceea ce de fapt a fragilizat și mai mult aceste persoane. Iar aici unele mecanisme, de exemplu obligativitatea poliției de asigurare medicală introdusă într-un moment neoportun sau perioada de carantină de 14 zile, care astăzi chiar nu mai are sens și persistă doar ca din cauza unei inerții instituționale, sunt, cred eu, contraproductive și sunt percepute de această populație ca o piedică suplimentară în actul circulației. Actul circulației care îi definește, de fapt. Iar a doua... Da? Da, vă rog să concluzionați ca să trecem și la sesiunea de întrebări. Da, mai am două cuvinte de spus, doar termin cu a doua parte și deci a doua dimensiune, cea pe termen lung. Deci ne pune în fața unui potențial important de dezvoltare a cărui purtători sunt acești migranți circulari și potențialul pe care îl poartă acestea este mai, mult mai important, dacă vreți, decât ceea ce ar putea să ne ofere migranții deja instalați în alte țări, instalați durabil. Prin urmare, cred eu, mecanismele socioeconomice pe care le alimentează migrația în cazul Republicii Moldova sunt preponderent alimentate anume de această migrație circulară, iar dacă ținem cont de faptul că omenirea este astăzi antrenată într-o mișcare durabilă transfrontalieră, iar criza actuală nu cred că va stopa acest proces, atunci, cred eu, acum este momentul oportun să gândim noi instituții capabile să pună în serviciu dezvoltării socioeconomice moldovenești, dar și în serviciu acestor persoane, un potențial de dezvoltare care astăzi este ambulant și este lipsit de un reper geografic durabil. Observațiile mele de teren din Franța, pentru că eu am făcut timp de un an de zile o anchetă etnografică în comunitatea de migranți coagulată în jurul bisericii de la Villeneuve-Saint-Georges din Franța, arată că, de fapt, migranții aceștia au nevoie de niște reprezentări colective, ca să preiau termenul sociologului Emil Durkheim, în jurul căruia aceștia să graviteze. Bineînțeles, reprezentări colective pot fi biserica, poate fi drapelul, poate fi guvernul, dar poate fi și un sistem de protecție socială care să fie destinat acestor migranți. Eu cred că acum avem oportunitatea să inovăm în acest sens pentru a le oferi acestor migranți un nou reper, un nou ancraj, inclusiv geografic, anume în țara în țara de origine și care să aibă acest rol de reprezentare colectivă. Și așa cum explicau colegii adineauri, au fost luate
careva măsuri în acest sens, cum ar fi programele investiționale PARE 1 plus 1, DAR 1 plus 3, ideea creării unui fond de investiții pentru diaspora și așa mai departe. Eu cred că am putea să mergem astăzi mai departe și să gândim și niște măsuri de construire a unui fond de protecție socială pentru acești migranți, care ar putea fi finanțat tot de către acești migranți. Deci aceasta ar putea crea un pivot sau un punct de reper suplimentar pentru ei, dar și o mobilitate modalitate de mobilizare și de redistribuire a unei părți din resursele pe care le vehiculează. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, doamna Roșca. O să continuăm discuția pe cred că două subiecte care au fost abordate în cadrul acestei videoconferințe, care cumva au ieșit în evidență. Și aici aș dori să mă opresc în primul rând la impactul aceste crize asupra sectorului remitențelor și voi începe sesiunea de întrebări-răspunsuri cu o întrebare pe care o avem de la doamna Elena Laur de la UNICEF Moldova, care menționează că conform datelor de la Biroul Național de Statistică, remitențele constituie 28% din venitul familiilor cu copii din sectorul rural și aproape 30% pentru familiile cu 3 copii și mai mult din zonele rurale. Și în acest context, întrebarea care apare sau problema care apare în acest context odată cu scăderea remitenților în contextul crizei COVID este ce măsuri de protecție socială pot veni din partea statului, din partea autorităților pentru aceste familii, pentru a le asigura cel puțin o stabilitate economică, financiară, până la finalizarea pandemiei de COVID-19. Și o să vă rog să vă referiți la acest aspect, cred că unul de importanță pentru majoritatea cetățenilor. Vă rog. Mie mi-a adresat întrebarea, da? Întrebarea este deschisă pentru toți vorbitorii. Ah, okay. Și o să vă rog în decursul a unui minut sau două să ne răspundeți pe scurt cum vedeți principalele arii de intervenție pentru soluționarea acestei probleme. Haideți, vă rog, doamna Gheorganova. Da. Cred că e cea mai potrivită să răspund la această întrebare, să nu se spun de fapt ce că reprezint o autoritate publică. Deci dacă vorbim de persoanele care, la moment de fapt, statul dispune de careva instrumente de suport acestor categorii de persoane, poate nu sunt cele mai eficiente, dar ele totuși există. Deci dacă vorbim de persoană care nimerește în categoria șomerilor, deci aceste persoane au drept să obțină ajutor de șomaș. Vreau să vă spun că la începutul pandemiei noi am triplat, am triplat bugetul pentru plata ajutorului de șomaș. Deci pentru anul final, la rectificarea bugetului, noi avem planificat aproape 100 de milioane de lei pentru plata ajutorului de șomaș. Deci, spre surprinderea noastră, acești bani nu au fost utilizați. Deci, de aceea, primul suport care ar putea beneficia o persoană, de exemplu, dintr-o familie care a rămas fără remitent, este ajutorul de șomaș. Deci persoana trebuie să se adreseze la NFME, să obțină statut de șomier, corespunzând unui șir de criterii prin care sunt de disponibilitate de a accepta un loc de muncă, pentru că oricum, chiar și dacă s-a redus numărul locurilor vacante gestionate, ele, oricum, un număr anumit există,
Și dacă persoana obține statut de șomer, deci ea va putea beneficia de ajutor de șomaj. A doilea program, dacă persoana nu cade sub incidența legii cu privire la șomaj, deci este programul de ajutor social care de asemenea a fost ajustat în perioada de criză și nu este domeniul meu, este a colegilor mele de minister, dar eu știu precis că a fost majorat și venitul minim garantat de către stat pentru familiile care au rămas fără venituri. Deci asta, că acestea sunt două instrumente care, deci, în primul rând, pot fi apelate de către cetățeni. Dacă se poate. Da, vă rog, doamna. Da, vreau să completez pe Ana, referitor la ajutorul de șomaj. Persoanele care au dreptul la ajutorul de șomaj trebuie să aibă stagiu de cotizare. Deci, în cazul persoanelor care au lucrat peste cotare, nu tot timpul acest staj de cotizare îl pot confirma, deoarece care au lucrat la negru, mai ales, și care nu au vărsat contribuții în bugetul asigurărilor sociale. Și aici cred că va trebui ceva de gândit pentru ca aceste persoane să poată cumva beneficia de o oarecare protecție socială. Adică rămâne un număr foarte mare de persoane, chiar în prima jumătate a anului noi am văzut această categorie care a venit, a depus o cerere și poate nu și-a luat polița de asigurare sau nu a putut să beneficieze conform legii 105. Adică există această categorie la care cred că ar trebui să ne gândim. Mulțumesc, doamna Roșca, dacă doriți să interveniți, vă rog. Da, vă mulțumesc. Mă rog, eu, colegii de la Chișinău știu mai bine care sunt măsurile actuale în vigoare pentru a palia acestor probleme. Bineînțeles că problema cea mai mare în cazul de față este că noi nu știm exact care este, adică nu avem o viziune de ansamblu, nu știm exact care este situația deocamdată în Republica Moldova, pentru că avem totuși o serie de persoane care s-au întors. Domnul Lombac a menționat cifra de 55.000 de migranți inițial întorși. Bănuiesc că printre acești 55.000 de migranți, mulți dintre ei s-au întors cu ceva economii, cu ceva remitențe, pe care deocamdată noi nu le vedem. Dar chiar și ceea ce e la vedere, așa cum arată datele Băncii Naționale, deci în ianuarie-mai 2020 față de ianuarie-mai 2019, remitențele au crescut cu 3,1%, o chestie de genul ăsta, dacă memoria mea este bună. Deci, mai ales că în luna mai transferurile explodează, deci efectiv asistăm la un boom al transferurilor venite din exterior către persoanele fizice din Republica Moldova. Prin urmare, deocamdată nu avem încă o viziune mai clară și mai nuanțată despre care ar fi situația, inclusiv situația familiilor cu copii. Probabil avem nevoie de ceva studii, de tatonare a terenului pentru a avea o idee mai exactă despre ce se întâmplă și abia atunci probabil vom putea spune ce s-ar putea face dincolo de aceste măsuri clasice care există deja. Could I maybe just come in and make a very quick comment? Aș vrea să intervin, să fac o intervenție, un comentariu scurt, vă rog. Da, vă rog, domnul Lombard. Right, so I just wanted to relay something that was talked in a previous seminar
Aș vrea doar să menționez despre ceea ce am comentat într-un seminar anterior, ceea ce a menționat UNICEF în particular, că sunt multe familii din mediul rural care o duc foarte greu la moment. Un aspect este, care l-am discutat, remitențele merg, de obicei sunt transferate prin bănci. În alte țări, de exemplu, remitențele sunt transferate nu doar prin bănci, dar și prin întreprinderi, în special magazine, de exemplu, în localități, care ajută la fluidizarea transferurilor. Noi am avut o discuție interesantă cu reprezentanții băncii naționale. Despre cum să facem ca remitențele să ajungă mai repede și să fie mai aproape de recipienții finali. O să trecem ușor la un alt subiect la care s-au referit majoritatea participanților și care la fel este unul de actualitate, și anume migrația circulară iregulară, care conform studiului OIM și mențiunilor de mai devreme a domnului Lombac afectează circa 21% din emigranții aflați acum în spațiul european și 28% din cei aflați în țările europene au o situație contractuală precară, anume din cauza că o bună parte din ei se află acolo cu pașaportul biometric. În acest context, doamna Gherganova, aș dori să vă întreb care sunt soluțiile la nivel de politici la care putem apela la momentul actual pentru a rezolva cel puțin parțial problemele cu care se confruntă aceste persoane și ce modificări la nivel de legislație au fost efectuate în ultima perioadă, pentru că știu că Ministerul a luat câteva decizii în acest sens. Da, exact. Despre care probleme vă referiți că se confruntă? Că nu pot să revină sau și-au pierdut locul de muncă acolo? Sau... Pentru că în studiu au fost menționate mai multe probleme. Cineva n-are cu ce să-și plătească ipotecă, cineva a rămas fără loc de muncă, deci ori la general vă referiți? În general, anume acest grup de emigranți care este foarte... care au fost lovit puternic de către criză și care nu pot apela la autoritățile din țara gazdă, anume din cauza că și nu pot să-și revendice drepturile sociale în țara gazdă pentru că nu dețin un contract de muncă și nu activează legal acolo. Eu nu cred că aceste persoane, în cazul în care activează fără un contract de muncă, înregistrarea porților de muncă. Nu știu, poate greșesc, dar eu mă îndoiesc că ei au careva soluții decât cele să se angajeze legal sau să revină în Republica Moldova. Pentru că aceste situații cu persoanele care lucrează legal nu se întâmplă. Tot în acest studiu este menționat că nici o persoană din Israel nu s-a reîntors în Republica Moldova, nici un bărbat care lucrează în construcții, nici de cum nu a fost afectat. Deci această situație și această criză, da, nu este vina migranților într-adevăr, pentru că ei au nimerit să lucreze în situații, în condiții ilegale. Nu este vina lor. Dar acest lucru încă o dată și toate în care ei acum au nimerit, încă o dată demonstrează faptul că noi trebuie să îmbunătățim și să dezvoltăm în continuare instrumentele noastre, de cum sunt acordurile bilaterale, de a proteja migrația legală, deci de a promova migrația legală și de a asigura protejarea drepturilor cetățenilor noștri în aceste țări. Pentru că aceste instrumente acolo unde ele funcționează, ele ne permit să facem acest lucru. Și același exemplu este Israelul. Noi este îmbucurător faptul, iarăși în studiu am văzut menționat, că sunt țări care, în pofida faptului că cetățenii au lucrat fără un contract de muncă,
Deci chiar și ei au fost susținuți. Îmi pare, dacă nu mă greșesc, că a fost Irlanda menționată în studiu, că au susținut aceste persoane. Foarte multe am văzut probleme că se confruntă persoanele care activează în Polonia, deși mulți din ei activează, din câte noi cunoaștem, cu contractul de muncă, dar sunt oricum în condiții mult mai dificile de activitate în Polonia. Deci noi, ca și policy makers, cei ce am concluzionat pentru noi, ne-am convins încă o dată că avem nevoie de aceste instrumente de reglementare migrației circulare, precum sunt acordurile, dar și nu doar, dar și să îmbunătățim în paralel și alte modalități de angajare a cetățenilor noștri peste hotare, precum sunt prin intermediul, cum agențiile private de ocupare, și noi deja lucrăm în această direcție. Noi vrem să, așa, să facem mai ușoară activitatea acestor agenții pe de o parte, dar pe de altă parte să introducem mecanisme de control pentru agențiile private, astfel încât să avem pârghii de a proteja drepturile cetățenilor noștri cu scotare. Astfel că răspunsul la întrebarea dumneavoastră, ori aceste persoane trebuie să se angajeze legal, ori să revină înapoi în Republica Moldova spre regret. Dacă pot să intervin și eu, să o completez, dar... Da, vă rog. Ana, într-adevăr, după cum s-a menționat, această categorie rămâne a fi cea mai vulnerabilă. Din ceea ce am identificat noi în perioada respectivă, ca nume ei, sunt cei care nu pot utiliza resursele oferite de către guvern, anume ei sunt cei care nu cunosc ce oferă statul gazdă acolo unde se află și indirect și direct, de fapt, se află într-un proces, într-un cerc vicios. Și ca să finalizez aici, ceea ce ne propunem noi este să lărgim area de informare, să identificăm aceste persoane cu care noi să încercăm să lucrăm, cu care să încercăm să facem legătura atât cu consulatul în situația în care este necesar și dacă nu cu autoritatea publică locală din Republica Moldova, în dependență de problema cu care se confruntă. Încercăm să identificăm aceste persoane pe rețelele de socializare. Apelează la noi și persoane terțe care ne prezintă probleme a unor rude pe care credem noi că am putea tot în felul acesta să-i ghidăm. Adică procesul de informare rămâne a fi unul continuu. După părerea noastră este destul de important să-l continuăm, să extindem area de informare nu doar pe platformele care există, dar să identificăm și alte modalități. Lideri de comunități, sunt diferite modalități de informare de astăzi. Mulțumesc, doamna Zupcu. Doamna Roșca, am văzut că ați dori să interveniți. Da, am vrut să mai adaug câteva elemente care rezultă din observațiile mele de teren și din studiile pe care le-am făcut printre migranții din Franța, deci probabil e valabil doar pentru terenul francez, nu vreau să mă aventurez să extrapolez și pe alte terenuri. Deci ceea ce am observat e că, dar mă rog, probabil e valabil și pentru alte terenuri, dar asta rămâne de demonstrat. Ceea ce am observat este că, dincolo de orice, acești migranți funcționează pe bază de solidarități private. Deci tot ce înseamnă informație circulă prin rețele private, tot ce înseamnă împrumut de bani circulă prin rețele private, tot ce înseamnă transferuri de colete și așa mai departe, circulă prin rețele mai mult sau mai puțin private. Asta înseamnă că grupurile astea de migranți își dezvoltă o dinamică care este cumva paralelă
cu ceea ce încercăm noi să facem aici. Și o spun asta nici de cum ca să critic treaba cuiva, Doamne ferește, nu asta este propoul meu. Vreau doar să atrag atenția că există o deconectare din punctul ăsta de vedere. De asta știu că au mai fost tentative, de exemplu, de a face campanii de informare care nu prea au mers din cauza că nu s-a ținut cont de aceste particularități de funcționare a rețelelor de migranți. Prin urmare, eu cred că astăzi trebuie să ne punem problema reconectării acestei dinamici care funcționează pe bază de solidarități private cu ceea ce încercăm noi să gândim inclusiv în cadrul acestei mese rotunde virtuale la nivel, hai să zic, mai elaborat, mai sistemic. Deci asta ar fi ideea mea. Mulțumesc foarte mult, doamna Dorina. Într-adevăr, încercăm să identificăm persoane noi, lideri în comunități, care ne-ar putea oferi suport în procesul de informare. Asta încercăm noi să facem. În procesul de organizare a programului Guvernul mai aproape de tine, asta de fapt am făcut și ne-am bucurat foarte mult să vedem oameni noi, oameni cu care nu am lucrat până acum. Nu știu cât o să meargă procesul ăsta, mă rog, acum suntem în faza în care o parte din diaspora se află acasă și își poate permite să intre în ora de program, care noi desfășurăm programele și în felul ăsta cumva extindem și area de comunicare. Nu știu în ce măsură și până la ce etapă va funcționa acest proces. Doamna Zupcu, dacă e să rămânem la subiectul cooperării cu asociațiile din diaspora și comunicarea cu migranții, aș dori să vă întreb dacă sunt planificate anumite acțiuni care ar dezvolta programe precum Pare 1+1, mai ales în contextul în care s-ar putea, așa cum a menționat și domnul Lombac la început, ca un număr în creștere de migrație să revină acasă în următoarea perioadă și respectiv ar putea investi în dezvoltarea anumitor afaceri în Republica Moldova. Ce oportunități ar exista pe această dimensiune? Mulțumesc foarte mult de întrebare. În perioada pandemiei, biroul a lansat un program nou destinat tinerilor din diaspora, un program care face parte din programul, este un subprogram din cadrul programului Diaspora Engagement Hub. Este un program nou, cred eu, lansat în perioada potrivită în care tinerii din diaspora pot veni cu idei noi care pot fi implementate aici în Republica Moldova, cu tinerii respectiv. Se implementează programul Diaspora Acasă Reușește, este un program suport pentru autoritățile publice locale care implică nu numai diaspora, dar și localitățile de origine, inclusiv băștinașii donatorii de dezvoltare. Este un program spre mirarea noastră, luând în calcul faptul că el se implementează anul ăsta în premieră și nici noi nu avem experiență de a implementa programe de o astfel de amploare. Pot să zic că deja programele și proiectele care au fost depuse sunt în derulare. Sunt niște proiecte foarte bune și suntem siguri că dacă nu ai mult de 90%, dar cel puțin 90% din primăriile care au depus la dar vor desfășura în termen aceste proiecte. Pentru anul viitor, probabil că vom face o analiză. După cum am menționat, suntem în proces continuu de identificare a noilor obiective. Analiza va rezulta din studiu care a fost prezentat astăzi de către Organizația Internațională pentru Migrație, precum și din alte studii care urmează a fi realizate atât de OIM cât și de alți parteneri. Noi vom
face apel și la diasporă pentru a vedea ce zic ei și ce așteptări au ei de la noi și respectiv tot setul ăsta de informații îl vom pune pe o masă de lucru unde cu autoritățile publice locale din Republica Moldova vom ajunge la un compromis în elaborarea unei politici. După cum am menționat în prima parte, ce ne propunem noi acum este să inițiem procesul de elaborare a unui nou document, document suport pentru reintegrare. Suntem în faza în care punem pe foaie toate vulnerabilitățile care au fost identificate până la această perioadă. Urmează discuții cu autoritățile publice centrale, totodată și cu autoritățile publice locale în premieră, pentru că anume ei sunt cei care în prima fază se adresează cetățenii noștri atunci când își doresc să se reintegreze, vin acasă și urmează să parcurgă acest traseu. Nu pot să dau un termen, fiindcă procesul de elaborare este unul destul de nevoios, dar noi ne-am propus ca draftul acestui document să fie prezentat guvernului spre aprobare până la sfârșitul anului 2020. Și tare mult sper cu suportul diasporei să ne reușească. Doamna Zubco, tot o întrebare venită din partea urmăritorilor noștri. Câtor persoane aflate în dificultate peste hotare le-a fost oferit suport în procesul de repatriere, oferirea asistenței necesare și cât de eficientă este comunicarea cu reprezentanții diasporii și informarea acestora prin intermediul rețelelor de socializare? Care este, știu eu, feedback-ul pe care îl primiți de la asociații? Biroul săptămânal trimite în diasporă buletine informative cu activitățile guvernului, realizările pe care le face Biroul Relații cu Diaspora, precum și evenimentele organizate de către asociațiile din diaspora. Biroul deține o bază de date, de fapt aceste mesaje se distribuie către asociații, către persoane fizice înregistrate la Biroul Relații cu Diaspora ca fiind membru din diaspora. Nu știu dacă aș putea acum să spun referitor la feedback, dar cu siguranță el există. Avem mesaje inclusiv care pot fi vizualizate, comentarii Facebook cu concretizări, dacă nu individual pe e-mail, diaspora se adresează. Cel mai multe adresări am avut în prima etapă de pandemie, în perioada când a fost instituită starea de urgență și persoanele noastre au fost dezorientate. Nu, erau întrebări chiar logice, ne-au de modalitate de revenire, cum am zis, cum pot apela la consulatele noastre, care ar fi pașii care urmează să întreprindă în momentul în care persoana a revenit acasă, întrebări la care au fost dat răspuns, persoanele au fost contactate, în situația în care nu a ținut neapărat de prioritatea biroului, atunci noi am luat legătura cu autoritatea publică care era direct responsabil de întrebarea care a fost pusă pentru a oferi un răspuns cât mai larg. Mulțumesc și acum aș dori să trecem la partea de concluzii pentru că ne apropiem de finalul videoconferinței noastre. O să rog participanții, vorbitorii să se refere la acțiunile care ar trebui cel puțin conceptualizate și aplicate în viitorul apropiat pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă migranții moldoveni. Și aș dori să încep cu domnul Lombac și să rog în 2-3 minute să abordeze acest subiect. First of all, I'd just like to thank you. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Institutului IPRE pentru organizarea acestui eveniment, pentru discuție foarte bogată. A avut peste 35 de participanți care ne-au urmărit.
a urmărit conversația și dezbaterea noastră despre subiectele cheie care le-am abordat într-o perspectivă științifică specială, bazată pe date. Și acum doamna Roșca a menționat, noi trebuie să găsim căi pentru a ajunge la diaspora, pentru a înțelege necesitățile lor, cum ei pot fi implicați în dezvoltarea țării. Asta e primul aspect. Al doilea aspect. Al doilea aspect este că noi înțelegem din ce în ce mai mult cum pandemia influențează mobilitatea. Cu cât mai mult vom înțelege acest impact, cu atât mai ușor ne va fi să dezvoltăm și să propunem activități și programe noi. De asemenea, trebuie să înțelegem că mobilitatea are un impact pozitiv asupra dezvoltării. Aș vrea să mulțumesc, deci, tuturor pentru participare, pentru participare efectivă a tuturor celor prezenți, inclusiv vreau să mulțumesc membrilor diasporei, vă mulțumesc foarte mult și abia aștept să discutăm pe acest subiect și în continuare. Aveți alte angajamente și nu puteți rămâne până la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru prezentarea studiului elaborat de către OIM. Colegi, o să rog acum pe doamna Gheorganova să ne prezinte concluziile dumneei. Vă rog. Acum vreau să menționez că totuși, iată, ascultând toate discuțiile, noi mi se pare că am vorbit despre diferite categorii. Eu aici văd o diferență între diaspora și între migranții circulari care pleacă și revin. Și atunci eu mi-am dat seama, când dumneavoastră m-ați întrebat cu ce putem ajuta, da, cetățenii moldoveni care lucrează cu pașaport biometric, noi aici nu vorbim de diaspora, noi vorbim de altă categorie de populație. Deci este foarte important noi să facem distinție între diaspora, pentru că iar e un fel de necesități și eu sunt mai mult decât sigur că ei nici nu au de gând să se întoarcă în Republica Moldova, majoritatea dintrânșii și doamna Roșca cred că este un reprezentant de a lor. Și de atâta, după mine, politicile iarăși trebuie divizate, ieșind din cui le țintim. Dacă vorbim de diaspora, ne focusăm mai mult ca să le implicăm în dezvoltarea Republicii Moldova în măsură în care ei sunt cointeresați și unde sunt cointeresați. Când vorbim de migrație circulară, vorbim de alt fel de politici și în mod special vorbim despre protecția acestor în cadrul drepturilor acestor în cadrul migrației circulare. Și când vorbim despre politică, despre diaspora, ceea ce face biroul de diaspora este altceva, ceea ce vom face noi ca minister este altceva, dar pentru mine, ca și laborator de politică în domeniul meu, da, de migrație, forță de muncă, încă o dată reiterez faptul că m-am convins că noi avem nevoie să dezvoltăm în continuare instrumentele de circulație care asigură circulație legală, să le diversificăm, dar nu în ultimul rând să ne focusăm pe dezvoltare economică în Republica Moldova, pentru că n-ați avem la cele chemat noștri, în cazul în care nu vom avea locuri de muncă în Republica Moldova. Asta este. Vreau să mulțumesc pentru discuții și să vă doresc o zi bună în continuare. Mulțumesc și eu pentru participare. Doamna Dogaru, vă rog frumos. Eu, ca concluzie, aș spune că în continuare, noi trebuie să ținem cont ca să facem cunoscute serviciile și măsurile care sunt promovate pe piața muncii de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, inclusiv prin asociațiile diasporale de peste hotare, ca un cetățean când se află într-o dificultate să știe la cine să apeleze, la concret, să pună o întrebare, să promovăm centru de apel, piața muncii, care este
pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde poate să fie consultată o persoană, atât referitor la piața muncii, la măsurile care, cât și la promovarea migrației circulare, ca persoana să cunoască dacă avem acorduri bilaterale, dacă care agenții private pot fi accesate, serviciile unei agenții private, adică ca agenția privată să presteze servicii în condiții legale și ca persoana să nu nimerească în diferite situații neplăcute. O altă concluzie este ca noi să analizăm în permanență profilul migranților care se reîntorc și să anunțăm Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale despre concluziile acestor analize pentru ca ele să servească drept bază pentru promovarea noilor servicii și măsuri pe piața muncii și a noilor instrumente pentru care să se bazeze pe necesitățile migranților. Iată, asta este cuvântul cheie, adică să știm să observăm aceste necesități și să dezvoltăm servicii și programe pentru migranți. Și aș mai spune despre activizarea dialogului partenerilor pe piața muncii pentru a putea să medităm împreună la asupra problemelor care sunt puse în studiu respectiv, pe care le consider foarte bune, ca împreună să apară anume niște soluții, niște acțiuni, poate chiar un program care să servească, iată, anume acestor categorii, care să includă acțiuni de scurtă durată și de durată medie, fiindcă consider că trebuie să ținem cont și să valorificăm potențialul migrației. Mulțumesc, doamna Dogaru. Doamna Zubcov, vă rog să vă referiți dumneavoastră la acest subiect. Eu tare mult mă bucur că am reușit să particip la acest eveniment. Eu o să profit de ocazie și o să mulțumesc doamne Dorina Roșca pentru idei bune. Sugestii care urmează a fi abordate. Cu siguranță impactul COVID poate fi gestionat doar cu efort comun, la nivel național și cu implicarea tuturor actorilor relevanți, care sunt în primul rând autoritățile publice din Republica Moldova, este diaspora noastră și partenerii noștri de dezvoltare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu. Doamna Dorina Roșca, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Zubco. E bine, deci eu cred că noi avem un potențial foarte mare de explorat, un potențial social și economic de explorat anume prin această migrație circulară și nu numai, dar vorbind de... Am pus accentul pe migrație circulară pentru că vorbeam de categoria de persoane care a fost cea mai vulnerabilă în perioada crizei COVID-19. Eu am prezentat acum 2 săptămâni o analiză despre remitențele din perioada COVID și acum 2 săptămâni ajunsesem la concluzia că de fapt migrația la noi nu se va opri, deci această criză nu va face decât să intensifice niște procese migraționiste și chit că se vor introduce careva controle la frontiere, atâta timp cât nu va fi confinare propriu-zisă, fizică, migrația va prospera în cazul Republicii Moldova. Deci procesele, fluxurile de migranți, și mă refer aici anume la migranții, la migrația circulară, fluxurile vor continua, ba mai mult, chiar au toate șansele să se intensifice. Prin urmare, aceste fluxuri, repet, sunt purtătoare de un potențial enorm de dezvoltare, numai că acest potențial deocamdată el flotează undeva într-un cadru transnațional.
și într-un cadru privat. Iar pentru a-l aduce și a-l pune în beneficiul dezvoltării socioeconomice a Republicii Moldova, trebuie să reconectăm aceste două dinamici, cea privată pe care o observăm în fluxurile de migranți și cea pe care noi acum cu dumneavoastră o gândim aici împreună. Deci cam asta ar fi ce am vrut să vă spun eu. Vă mulțumesc tuturor pentru această discuție foarte interesantă și sper ca aceasta să nu se oprească aici și să putem să continuăm dialogul și în alte formate. O zi bună tuturor! Mulțumesc, doamna Roșca. Am ajuns la finalul discuției de astăzi și ne-am încadrat și în perioada alocată pentru această videoconferință. Vreau să vă mulțumesc și eu pentru intervențiile avute în timpul evenimentului și cred că am reușit să aducem mai multă lumină pe dimensiunea acestui subiect, care rămâne în continuare unul de actualitate, dar și un subiect destul de sensibil, mai ales pentru migranții din Republica Moldova, dar și familiile care au membrii plecați peste hotare. Noi vom rămâne conectați la acest subiect, vom urmări cu atenție atât acțiunile autorităților, dar și provocările care vor apărea în perioada imediat următoare și consider necesar să continuăm acest exercițiu de reflexie, de discuții pe marginea acestui subiect. Vreau să mulțumesc încă o dată partenerilor noștri de la OIM Moldova și Fundației Hans Zaidel pentru acordarea suportului pentru organizarea acestui eveniment și urmăritorilor noștri pentru că au urmărit discuția de astăzi și invit de fapt să urmărească în continuare pagina IPRE și site-ul ipre.md unde vom posta informații despre următoarele evenimente organizate de către institutul nostru. Mulțumesc încă o dată și vă doresc o zi bună și multă sănătate! Succes!